Și acum, chiar dacă te-a pus la punct cineva sau te-a deranjat sau în ascensiunea ta, în trezirea ta spirituală, săritura cuantică, dacă te-a deranjat cineva și așa, dintr-o poezie s-a dat drept altcineva, s-a pribineasă, cum să-l jălești, să-l jălești, fetele băieții, că nu are sau că are nu știu ce, sau că ofă, fă, vai, 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 da? E simplu. Sare în lumea aia, tu, că ți se personalizează. Unde omul chiar așa e, săracul, și măcar să știm de o treabă. Știi cum spunea maica mea? De ce plângi? Da, să-ți dau două palme să ai de ce plânge. Măcar să știu o treabă, de ce să jălește omul, nu? Deci acolo sari. Dacă în timpul săriturii tale cuantice cineva s-a dat drept altcineva, rămâne acel de care drept s-a dat. Știi? Adică nu poate să se mai... Se întâmplă într-o seară, într-o noapte sau la o răscrucii de drumuri, unde nu se mai... E noaptea minții și nu poate să se întoarcă în forma aia sau în numele ăla care l-a zis. E simplu, e... Nu te cerți cu nimeni, nu pui la punct nimic, te întorci în timp, în spațiu și îți personalizezi lumea cum vrei. Omul, lumea lui e foarte bine, am mai zis. Deci așa, de tot ce s-a plâns, că nu are noroc, că vai de el, de ea, fetele băieții cu cine rezonează, că a divorțat și el, bine, mersi, era însurat, sau fetele băieții, da, fetele, ea, că a divorțat și ea, bine, mersi, era căsătorită, sau că nu se înțelege bine cu nu știu cine, sau că, da, rezolv toate astea să fie pe bune. Dacă omul atâta s-a chinuit și a învățat ca spionii, a învățat cum? Un storiu sau cum era? O biografie, așa. O biografie. De ce falsă? Înseamnă că a fost visul omului. Of, 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 mai, 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 da? Acolo. Sari și ai să fii uimită de ce ai să vezi și ai să auzi în stânga și în dreapta. Înțeles? Acolo. Ok.